Primăria Timișoara continuă programul de reabilitare termică a imobilelor, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial. A fost semnat contractul de execuție pentru încă un bloc, locuitorii acestuia urmând să beneficieze de confort termic crescut și facturi mai mici la energie. Este vorba despre reabilitarea termică a imobilului de pe Bulevardul Tache Ionescu, numărul 39, care include 44 de apartamente. Contractul pentru execuția acestor lucrări are o valoare totală de peste 1.200.000 de lei. Termenul de finalizare este de 6 luni și jumătate de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor. În cadrul acestui proiect vor fi executate o serie de lucrări esențiale pentru creșterea eficienței energetice, astfel încât apartamentele să păstreze mai bine căldura pe timp de iarnă și să ofere mai multă răcoare vara, fără cheltuieli suplimentare pentru locatari. Aceste lucrări vor contribui semnificativ la reducerea consumului de energie și la creșterea confortului în locuințe. La finalul programului de reabilitare termică, peste 3.000 de apartamente vor beneficia de un confort termic similar cu cel al unor blocuri noi.